Se spune că a fost grânarul Europei. România este a cincea țară din Uniunea Europeană ca suprafață agricolă în lucru. În fața ei se află Franța, Spania, Germania și Polonia. Însă România se află deja înaintea Italiei, a Ungariei sau a Greciei. Dar în spatele acestor cifre optimiste, realitatea este mult mai tristă, ca să nu spunem dramatică. Mai puțin de 2% din exploatațiile din România dispun de un tractor, în timp ce în Cehia 84% din exploatații dețin cel puțin un tractor. O treime din români lucrează în agricultură, dar ei nu produc decât 5% din produsul intern brut al țării. Din păcate, agricultura noastră aduce cifră de afaceri în PIB-ul nostru, ca să spunem între ghilimele, însă nu aduce neapărat valoarea adăugată pe care o merită. În anii 2000, agricultura românească a început să-și regăsească suflul. Începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană a încurajat investitorii străini să vină într-o țară în care prețul pământului agricol era foarte mic, dar șansele de dezvoltare erau foarte mari. Cifrele vorbesc de la sine. România este astăzi al 9-lea exportator mondial de grâu și al 6-lea exportator mondial de porumb. În ultimul sfert de secol, agricultura a fost și a rămas cenușăreasa economiei românești. Potențialul ei este enorm, dar așteaptă încă să vină prințul care să o salveze. Până acum, acest rol a fost jucat de diversi investitori occidentali care și-au pus resursele în joc pentru a face afaceri în România. Dar adevărata salvare a agriculturii românești se află într-o politică de stat capabilă să valorifice potențialul ei enorm. Multă lume vorbește despre acest potențial, dar puține lucruri s-au făcut și se fac. Agricultura românească are nevoie de forță de muncă bine instruită și de investiții, dar înainte de toate are nevoie de o viziune pe termen lung asumată public de autorități.